Bună ziua, sunt Gabriel Bejan, iar în această ediție a interviurilor Hot News o avem invitată pe doamna Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, care se află astăzi într-o vizită oficială în România. Bine ați venit la Hot News! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație! Pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție, voi intra abrupt în subiectele discuției de astăzi și am să încep cu tema reformei justiției și lupta împotriva corupției, care au constituit chiar piloni de bază ai campaniei electorale a partidului, a actualei guvernări. Doamna președinte, cum merge reforma justiției în acest moment în Republica Moldova? Aș dori să meargă mai repede și mai bine, dar sunt conștientă că un sistem care a fost corupt de-a lungul deceniilor nu poate fi reformat peste noapte și acum avem două sarcini majore. Pe de o parte, să curățăm sistemul de oameni corupți care au dat decizii ilegale, care au fost mână-mână cu clanurile oligarhice, cu clanurile criminale, judecători și procurori care au închis ochii la aceste ilegalități. Și acest proces este unul de durată. Și pe de altă parte, trebuie să avansăm în pofida acestor probleme din sistem, trebuie să avansăm pe dosarele de corupție mare. Nu doar pe ele, dar interesul cetățeanului, atenția cetățeanului este în special pe aceste dosare de corupție mare. Și nu este simplu. Deci, pe de o parte, am început acest proces de evaluare externă extraordinară a judecătorilor și procurorilor. Am început cu candidații pentru funcțiile de membri ai CSM și CSP. Avem o comisie formată din experți internaționali și experți locali. Puteți să-mi descrieți, vă rog, cum funcționează, că pare ceva relativ nou, această evaluare internațională a judecătorilor? Păi, în situația în care am văzut că CSM-ul nu poate face ordine în sistemul judecătoresc și CSP-ul nu poate face ordine în sistemul procuraturii, atunci a trebuit să recurgem la un element extern, dar în același timp acest element trebuie să fie credibil. Am format o comisie care include, așa cum spuneam, și experți din afara țării, delegați de către Uniunea Europeană și alți parteneri de dezvoltare și experți din țară. Această comisie evaluează potențialii candidați pentru următorul CSM și CSP care vor fi aleși la adunarea generală a judecătorilor și adunarea generală a procurorilor, dar vor putea candida doar cei care trec prin acest filtru. Și în special, această comisie evaluează integritatea candidaților. Acești oameni trebuie să facă dovada provenienței legale a averilor, deci prezintă declarația de avere, celelalte instituții ale statului, Autoritatea Națională de Integritate, Centrul Național Anticorupție, alte instituții, vin cu informații pentru comisie și comisia încearcă să se descurce, să înțeleagă cine este omonest și cine are probleme de integritate. Cei cu probleme de integritate nu vor putea candida pentru funcția în Consiliul Superior al Magistraturii sau în Consiliul Superior al Procurorilor. Acesta este primul element, după care urmează să trecem la Curtea Supremă de Justiție, la Procuratura Anticorupție și la alte instituții importante din unde va fi justiție. același sistem de evaluare. Cam așa, deci acesta este un proiect pilot, dacă vreți, o să vedem cum funcționează pentru CSM și CSP acest proces de filtrare, de curățare și după aia o să ajustăm procesele dacă va fi cazul, dar asta ne va lua ceva timp. Deci e vorba de 2 ani în care trebuie să curățăm sistemul. În același timp, trebuie să avansăm pe dosarele de corupție mare, nu se oprește justiția și asta înseamnă că în continuare avem judecători care pot să vândă deciziile de judecată, noi avem asemenea situații, în continuare avem în sistem procurori care au alte interese decât să sancționeze corupția, să vină cu probe, să facă dosarele după lege și aceste lucruri, evident, sunt complicate. Pe de o parte, cetățenii așteaptă rezultate, finalitate pe dosarele de corupție mare. Mulți poate se întreabă ce se mai întâmplă cu fugarii. Ei vor fi vreodată sau vor fi aduși în perioada următoare acasă? Cu certitudine se întreabă. La toate întâlnirile pe care le am cu cetățenii, această întrebare apare.
Oamenii sunt supărați pe cei care au furat miliarde de euro din bugetul statului sau din averea statului. Fugarii au fugit înainte să vină această guvernare. Au înțeles că noi suntem serioși atunci când vorbim despre combaterea corupției și că nu vor putea face târguri cu noi. Acum ei se ascund în diferite țări. Cu unele țări e mai ușor să colaborăm. Cu instituțiile de drept din alte țări e mai greu să colaborăm. Nu avem răspunsuri foarte clare. În același timp, acești fugari sunt oameni foarte bogați pentru că au furat foarte mult și își pot permite să financeze avocații cei mai scumpi din lume, deci nu este simplu. Procuratura noastră face pași, dar nu poate deveni foarte puternică într-o lună, două. Acolo trebuie să creștem capacități. Pe de altă parte, așa cum spuneam, acești fugari au resurse ca să poată să se protejeze, dar asta evident nu ne oprește. Noi vom insista și la nivelul conducerii țărilor unde se ascund acești fugari și la nivelul procuraturii o să insistăm, o să cerem ca ei să fie extradați și o să insistăm pe recuperarea averilor, pentru că mulți dintre ei și-au cumpărat case de lux, au conturi în bănci în diferite țări. Să vorbim un pic despre situația economică grea în care se află în acest moment Republica Moldova. Ați vorbit și dumneavoastră astăzi la conferința de presă despre acest lucru. Inflația înțeleg că depășește sau a depășit 30%. Prețul gazelor pe care îl plătește cetățeanul din Republica Moldova este dublu față de cel din România, de exemplu. În primul rând aș vrea să vă întreb de ce plătește Moldova un preț atât de mare pentru gaze, dacă puteți să-mi răspundeți. Pe scurt, e totuși un preț foarte mare comparativ cu orice altă țară din UE, nu numai din România. Republica Moldova a semnat un nou contract cu Gazprom anul trecut, în toamna anului trecut, și l-a semnat într-o situație complicată, atunci când, cu două zile înainte de expirarea contractului precedent, Gazprom a zis că nu mai este de acord să semneze contractul pe care îl negociasem până atunci și a redeschis negocierile. Aceasta se întâmpla în situația în care prețurile la gazele naturale au început să crească destul de mult și atunci guvernul a reușit să negocieze o formulă care în situație normală ar fi fost bună, acceptabilă. Această formulă presupune un preț mai mic iarna și un preț mai mare vara. Ținând cont că iarna consumăm cele mai multe gaze, repet, această formulă ar fi fost una potrivită dacă nu aveam aceste creșteri anormale de prețuri pe piața internațională. Așa cum prețul din formule este legat de prețul de piață, de fiecare dată când crește prețul pe piață, atunci crește și prețul pe care îl plătim noi pe Gazpromului, pe consum. Și nu vedem sfârșitul acestor evoluții nefericite pe piața gazelor. Evident că războiul din Ucraina a complicat lucrurile și mai mult. Respectiv, din acest motiv, am ajuns să plătim un preț foarte înalt. În cazul altor țări, bănuiesc că au contracte semnate anterior pe termen lung, fără ca aceste contracte să aibă legătură directă cu prețul de piață. Ca să dăm un exemplu concret, nu știu, haideți să spunem ca să înțeleagă și publicul din România, care poate nu e așa de familiarizat cu ce se întâmplă în Moldova, cât trebuie să plătească pentru gaz un cetățean moldovean, condițiile în care, nu știu, cât e salariul mediu acolo? Bineînțeles, depinde de consum, depinde dacă gazele naturale sunt folosite pentru încălzire sau dacă există alte surse de încălzire. Dar faptul că tarifele au crescut de 4 ori doar în ultimul an, de 4 ori, și faptul că cetățenii noștri plătesc un preț de 2 ori mai mare decât prețul pe care îl plătesc cetățenii României, ținând cont de diferența majoră între veniturile cetățenilor din țările noastre, evident că această povară este foarte mare. În iarnă,
Guvernul a venit cu compensații pentru toată populația. Atunci speranța era că în primăvară lucrurile se vor normaliza, prețurile vor scădea. Din păcate, nu au scăzut. În această vară au crescut. Asta ne-a împiedicat să facem rezerve, pentru că la așa prețuri este foarte complicat pentru noi să cumpărăm gaze. Și acum ne-am pomenit în situația în care nu este clar dacă va continua livrarea de gaze din Federația Rusă. Nu avem răspunsuri clare, nu există predictibilitate, chiar dacă avem un contract. Și nu am reușit să găsim alternative, pentru că toată lumea caută gaze astăzi. Iar Republica Moldova, fiind un consumator mai mic, nu este neapărat foarte interesant pentru cei care vând gaze. De asta sunt astăzi aici, la București, pentru ca să convenim niște soluții de urgență în cazul în care scenariile cele mai proaste se vor materializa. Și care ar fi aceste soluții? Cum ce ar putea să facă România în acest moment? Noi suntem interesați să semnăm un contract pe termen lung pentru un anumit volum de gaze și discutăm această opțiune. Să cumpărați gazele, ca Republica Moldova să cumpere gazele din România. Așa este. Știm că România va crește producerea deci volumele pe care le va produce vor crește în următorii ani și credem că în acest context putem să semnăm un contract pe termen lung. Ce alte lucruri ar mai putea face în acest moment România sau ce alte lucruri ați discutat că ar putea face România pentru a ajuta Republica Moldova în situația actuală economică, în primul rând complicată, în care se află? Sectorul energetic este cea mai mare problemă a noastră și aici încercăm să substituim în măsura în care este posibilă consumul de gaz. Asta ar însemna să putem procura păcură și am discutat și acest subiect cu autoritățile de la București. Altfel, evident, avem nevoie de resurse pentru a susține păturile vulnerabile în această iarnă și acest subiect l-am formulat și la întrunirea partenerilor de dezvoltare care s-a întrunit, deci care a avut loc aici la București acum câteva săptămâni pe platforma de sprijin pentru Republica Moldova, platformă inițiată de către Germania, România și Franța. Și am făcut solicitări acolo pentru ca să putem să creăm acest fond de susținere a vulnerabilității energetice. A dat rezultate? Nu știu, v-aș întreba direct câți bani s-au strâns acolo, dar această întâlnire a avut rezultate palpabile? Cum puteți să le caracterizați? Acolo au fost făcute mai multe promisiuni pe subiectul sprijin bugetar pentru susținerea cetățenilor în contextul acestei crize energetice. Am obținut o promisiune din partea Uniunii Europene de 70 de milioane de euro. Am obținut o promisiune de la Guvernul Germaniei de 40 de milioane de euro și de la Guvernul României 10 milioane euro. De asemenea, în acest an vom avea sprijin bugetar sub formă de credite din partea Poloniei, 20 de milioane de euro care deja au ajuns în conturile Ministerului și vom avea o tranșă de 15 milioane de euro din partea Franței și discutăm încă un sprijin, iarăși sub formă de credit, din partea Franței. Deci cam astea sunt resursele pe care le-am obținut pe această platformă în vederea susținerii bugetului. Moldova a trebuit să primească un număr foarte mare de refugiați din Ucraina. Un oficial român spunea recent că Moldova cheltuie în jur de 1 milion de euro pe zi pentru refugiații ucraineni. Întrebarea este de unde aveți acești bani? Ați primit sprijinul Uniunii Europene pentru genul acesta, pentru refugiații ucraineni? Cum stau lucrurile în acest moment? Cheltuielile au fost mai mari în primele săptămâni și luni, atunci când au început să vină refugiații. Ulterior au venit organizațiile Națiunilor Unite care au primit resurse pentru ca să ajute refugiații și ele sunt cele care alocă anumite resurse pentru refugiați. Noi suntem norocoși că avem cetățeni foarte generoși
90% din refugiați stau în casele cetățenilor. O parte dintre ei primesc anumite ajutoare, nu foarte mari, dar primesc ajutoare iarăși de la ONU. Dar aceste cheltuieli vor crește acum în toamnă, pentru că din cele 70.000, peste 77.000 de refugiați, mai mult de jumătate sunt copii și acum urmează să organizăm procesul de educație. Deci acești copii trebuie să meargă la școală și trebuie să găsim resurse și metode prin care să le putem asigura acces la educație. De asemenea, sunt cheltuieli pe segmentul de sănătate. Discutăm cu partenerii de dezvoltare să vedem dacă pot să ne ajute să acoperim cel puțin o parte din aceste cheltuieli. Cum credeți că va influența evoluția războiului din Ucraina? Se tot vorbește despre o încercare, un atac al Rusiei în Odessa, în Nicolaev. Cum crezi că va influența această evoluție situația din Republica Moldova? Mă gândesc la, nu știu, tensionarea situației politice, la un nou flux de refugiați. Care sunt așteptările dumneavoastră? Există mai multe tipuri de riscuri. Pe de o parte, cetățenii Republicii Moldova sunt deja foarte îngrijorați și unii dintre ei au plecat din țară la începutul acestui război și orice mișcare spre Odessa, orice mișcare pe partea de sud a Ucrainei din partea forțelor ruse, evident că cresc această îngrijorare și chiar panică. Dincolo de asta, dacă se vor schimba lucrurile și dacă rușii vor reuși să înainteze pe partea de sud a Ucrainei, evident că ne putem aștepta la un flux mai mare de refugiați, în primul rând din Odessa, dar și din alte localități. Și aceste lucruri, evident, vor, cum am spus, vor crea o anumită panică și pe teritoriul Republicii Moldova. Pe de altă parte, forțele proruse, dar și toate aceste grupări criminale și corupte, pentru că au făcut un front comun acum corupții și cu forțele proruse, scopul lor comun fiind să scape de această guvernare, să oprească procesele de reformă, să oprească reforma în justiție în special, folosesc și vor folosi aceste situații pentru a destabiliza situația în țară și vedem deja anumite încercări în acest sens. Puteți să spuneți despre ce este vorba? Adică cum folosesc aceste forțe situația economică din acest moment pentru a crea această destabilizare? Pe de o parte, oamenii sunt îngrijorați și supărați într-o anumită măsură din cauza inflației înalte, din cauza creșterii prețurilor la resursele energetice și există acest sentiment de revoltă. Pe de altă parte, aceste forțe politice care sunt împotriva Republicii Moldova, împotriva independenței și împotriva parcursului european al Republicii Moldova, împotriva democrației, modelului democratic de dezvoltare a țării, evident că încearcă să folosească nemulțumirea cetățenilor pentru ca să își promoveze interesele și pentru ca să destabilizeze situația în țară. Există provocări, vă așteptați la provocări în Transnistria, în Găgăuzia, sunt regiuni unde există un procent important din populație care este pro-rus. Cum stau lucrurile acolo? Au avut loc niște incidente în Transnistria. Pentru moment credem că nu există riscuri majore, dar asta nu înseamnă că situația nu se poate schimba într-o lună sau două. Noi urmărim cu atenție ce se întâmplă acolo, comunicăm cu regimul de acolo, anume pentru a ne asigura că nu se vor întreprinde acțiuni care vor pune în pericol sănătatea și siguranța cetățenilor. Există anumite încercări de destabilizare și în Găgăuzia din partea unor persoane și unor grupuri care noi credem că lucrează pentru interese străine. Evident că e complicat, dar instituțiile noastre încearcă să
ține lucrurile la control, să monitorizeze această situație și să intervenim atunci când este cazul. Dar miza care ar fi? Ar fi crearea unei situații instabile? Ar fi, sau ce s-ar putea dori acolo în Găgăuzia și în Transnistria? Alipirea la Rusia sau mai degrabă crearea unei situații complicate? Declarațiile făcute de regimul de la Tiraspol le-am auzit inclusiv acum câteva zile. Am auzit și declarații anti-Republica Moldova din partea unor persoane în Găgăuzia. Noi credem că aceste persoane lucrează pentru Rusia și sunt, mă rog, au un anumit rol acolo, dar în general nu credem că există un risc major și sperăm că vom putea să menținem situația stabilă. Tocmai de aceea este foarte important ca să avem o soluție pentru securitatea energetică a țării. Este extrem de important acest plan B, în cazul în care nu reușim să găsim alte alternative, pentru că nu este vorba doar despre rezolvarea problemei energetice, este vorba și despre menținerea stabilității în Republica Moldova. Un lucru important pentru noi, pentru România și pentru Ucraina. Ambasadorul Republicii Moldova în România spunea că aproximativ 30% din populația țării este receptivă la, cuvântul receptiv este folosit de dumnealui, la mesajele care vin de la Moscova. De ce credeți că se întâmplă acest lucru? Propaganda și dezinformarea a fost la ea acasă în Republica Moldova timp de decenii și nu putem să ne imaginăm că oamenii peste noapte, acum că noi am venit cu niște măsuri care să limiteze influența acestei propagande, nu putem să ne imaginăm că peste noapte oamenii își vor schimba modul de a vedea lucrurile. Da, societatea e divizată, vedem anumite schimbări după ce Rusia a început acest război împotriva Ucrainei, vedem anumite schimbări, oamenii încep să înțeleagă cine e pentru pace și cine e pentru dezvoltare și cine e pentru război, dar efectele propagandei încă sunt acolo și ne vom mai confrunta cu ele o vreme. Nu este ușor să lupți eficient cu propaganda. Acest lucru nu au reușit să-l facă țări cu instituții mult mai puternice decât cele ale Republicii Moldova. Noi am ajustat cadrul legislativ, instituțiile noastre au început să pună în aplicare pe bune legile, dar o să mai dureze până o să devenim imuni, sper eu, într-o zi cu toții la efectele propagandei și dezinformării. Ce își doresc acești oameni, presupun, adică care sunt la fel, sunt cetățeni ai Republicii Moldova, ce își doresc ei și, nu știu, actuala guvernare nu poate să le ofere, de în continuare sunt atât de receptivi la mesajele care vin din Est, din Rusia? Toți oamenii își doresc bunăstare, siguranță și pace, doar că mesajele care vin de acolo prezintă Ucraina sau NATO drept vinovate de acest război. Și acești oameni care au ascultat toată viața aceste posturi de televiziune au mai mare încredere în această sursă de informație decât în ceea ce aud la presa, la televiziunile independente din Republica Moldova sau din România. E complicat pentru că, da, noi am promis vremuri bune, dar nimeni nu a știut că va veni acest război și cu consecințele acestui, sau din cauza acestui război, este mult mai greu să reușim să facem lucrurile pe care le-am promis. Ne mișcăm pe reforma justiției, încercăm să îmbunătățim mediul de afaceri, dar este foarte greu să atragi investitori în Republica Moldova atunci când războiul e la hotarul nostru. Resursele pe care le cheltuim pentru a plăti gazele sunt resurse pe care am fi putut să le investim în alte domenii, să îmbunătățim situația în școli, în grădinițe. Asta e realitatea, este mai greu să le explicăm oamenilor de ce se întâmplă așa, unii înțeleg, unii nu înțeleg, dar în principiu toată lumea își dorește același lucru, să trăiască într-o țară liberă, să fie respectați, să le fie respectată demnitatea umană, să aibă oportunități
economice, nu cred că cei care se uită înspre Moscova își doresc altceva, doar că înțeleg lucrurile altfel. Ați avut un pachet legislativ, chiar dacă e o lege sau mai multe, prin care ați încercat să limitați influența mass media care vine din Federația Rusă în Republica Moldova. Cum funcționează lucrurile? Avem o lege care este mult mai eficientă în ceea ce privește lupta cu propaganda și cu dezinformarea. Și avem Consiliul Audiovizualului pe care l-am reformat anul trecut, când am venit la putere, când a fost ales nou Parlament. Și acum acest Consiliu, cu capacitățile pe care le are, este adevărat că trebuie să creștem aceste capacități, impune prevederile legii așa încât toate instituțiile media să le respecte și încet, încet vedem rezultate. Apropo de relația cu România, un cititor Hot News a pus această întrebare care mi se pare un pic amuzantă, dar în același timp și foarte concretă. Credeți că vom avea în viitorul, un viitorul apropiat, un tren București-Chișinău, apropo de cântecul de la Eurovision, care să nu facă atât de multe ore între cele două capitale? Mi-aș dori să avem un tren rapid, mi-aș dori să avem mai multe curse de zbor de la Chișinău la București și invers. Depinde de noi și de Chișinău și de București ca aceste lucruri să devină reale. O ultimă întrebare. Vreau să vă întreb cum vedeți în acest moment viitorul relațiilor dintre cele două state, Republica Moldova și România, în viitorul apropiat? Avem relații excelente. Și sunt foarte recunoscătoare pentru sprijinul de care ne bucurăm și în special vreau să mulțumesc pentru ajutorul pe care l-am primit în acest proces de convingere a instituțiilor europene și a statelor membre să ne ofere statutul de țară candidată. Este un lucru extraordinar pentru noi, chiar dacă înțelegem că avem încă mulți pași de făcut înainte și avem mult de lucru. Dar este un semnal încurajator, mai ales în această situație dificilă. Și avem un dialog foarte bun pe toate dimensiunile. Sperăm foarte mult să ne puteți ajuta și pe sectorul energetic, să ne putem asigura securitatea energetică acum în această iarnă. Și, evident, să putem să continuăm conlucrarea pe toate domeniile și acolo unde construim poduri, și pe investițiile în cultură și în educație și sper să reușim să avem puncte comune de control la hotar ca să putem să ajungem mai repede de la Chișinău la București și invers. Și vă așteptăm la Chișinău, pentru că în pofida problemelor cu care ne confruntăm, sunt lucruri interesante pe care le puteți descoperi în Republica Moldova. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și sper să ne auzim și data viitoare. Și eu mulțumesc.